Și-a dorit să salveze fetița care suferă de o malformație la inimă și a ajuns să se specializeze la Harvard în domeniul sănătății publice. Este povestea unei românce care a absolvit în această vară un master la Harvard Medical School. A fost lăudată chiar de fostul șef al Departamentului de Sănătate din administrația Obama, care i-a fost profesor. Conform Digi24.ro, Oana Giambașu se implică acum în salvarea celor care au boli grave și pregătește un plan pentru sănătatea publică din România. Oana este mama Soniei și forța mobilizatoare a familiei sale. Este dovada vie a faptului că motivația puternică este suficientă ca să schimbi cursul vieții. Nu era străină de domeniul sănătății, dar faptul că fiica sa nu avea șanse reale de însănătoșire în România a determinat-o să facă mai mult, să studieze. În 2007, la prima vizită la un spital în America, a încolțit ideea. În 2016 a revenit în Boston pentru operația fiicei sale și atunci a făcut pasul decisiv. Cursurile de la Harvard Medical School au fost o revelație pentru ea. Recunoaște că până atunci nu avusese niciodată acces la atât de multe informații, dezbateri și schimburi de experiență. A ajuns chiar să coordoneze un studiu comandat de Comisia Europeană despre efectele pandemiei de coronavirus. Visul Oanei este să revină acasă, o spune fără ezitare, cu motivație, ca atunci când a decis să studieze de la Harvard. Își dorește cu tărie să schimbe ceva în sistemul medical din România și are convingerea că acum, după toată experiența americană, poate să facă asta. Între timp, mai rămâne o perioadă ca specialist în politici de sănătate publică în America, oportunitate care a apărut imediat după absolvire. Fiica ei, operată din nou recent, este bine și studiază la liceu, tot în Boston.